Bună seara, cum a fost această partidă pentru tine cu o ocazie atât de mare ratată? Da, știam că va fi o partidă grea. Cred că am jucat bine. Nu suntem nici fericiți, nici triști cu un punct. N-am pierdut. E un punct important pentru noi, dar vroiam să câștigam meciul. Da, într-adevăr, aveam o ocazie mare în repriza a doua. Păcat că n-am putut să marchez, dar asta Plus că putea să vă dați și un autogol, dacă ne aducem bine aminte, e. din Da, Aganovici. Nu știu ce să zic. 0-0 cred că era un scor corect după ce s-a întâmplat pe teren. A fost o perioadă grea pentru voi, nu? Da, pot să zic, era o perioadă grea, aveam mulți jucători infectați de COVID, dar am ieșit împreună din această perioadă grea și acum cred că suntem mai puternici. Trebuie să vină din nou victoriile, pentru că o țineți din egal în egal. Da, normal. Sperăm că o să vină și victorii. Pentru tine, cum a fost această săptămână în care s-a discutat atât de mult? Eu vreau să concentrez la fotbal, vreau să fac treaba pe teren și. Să lămurim puțin. Dacă îți vine o convocare de la Naționala României, o vei accepta? Care e situația ta? Dacă o să vină, o să mă gândesc la acest lucru. Eu n-am zis niciodată nu României. Și cei din Ungaria cu ce te-au atras? Că bănuiesc că ești cu inima împărțită. Da, pot să zic că m-am născut aici în România, dar ce să zic, acasă noi vorbim mereu limba maghiară, deci. Practic ești mai apropiat de Ungaria, nu? Da, dar. Nu vreau să zic nici asta, nici. Când vei lua o decizie? Când vei lua o decizie în privința viitorului tău? Când o să vină o convocare? Dar cu cei de la Academia Pușcaș ai discutat? Am discutat când eram acolo, da. Și ce ți-au transmis? Când eram acolo. Ce să zic? Mi-au transmis că ei preferă ca să joc la Naționala Ungariei. Să concluzionăm, cine-ți trimite prima convocare va fi și acceptată? Cred că da.